În componența Consiliului Local Făgăraș au avut loc câteva schimbări. Un nou consilier local a depus jurământul de credință și un altul a demisionat. Edilii locali au luat act de aceste schimbări ieri în cadrul ședinței ordinare. Cel mai nou consilier local este Monica Crăciun din partea USR. Monica Crăciun l-a înlocuit pe Irineu Darău după ce acesta a renunțat la funcție fiind ales senator în Guvernul României. Făgărășanca a depus jurământul ieri. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Făgăraș, județul Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Tot în cadrul plenului de ieri, consilierul local din partea PSD, Ion Negrilă, și-a înaintat demisia din Consiliul Local Făgăraș. Amintim că de curând acesta s-a înscris în PNL. Calitatea sa în acest partid este de vicepreședinte al organizației politice din Făgăraș.